De mine în bucătăria gătesteușor.ro. M-am gândit să facem astăzi împreună sufle cu ciocolată. Pe site-ul meu mai găsiți o rețetă foarte bună de sufle cu vanilie, vă sugerez să o încercați și pe aceea. Iar astăzi m-am gândit să vă arăt varianta cu ciocolată, pentru că tuturor sau aproape tuturor ne place ciocolata. Să vă spun de ce avem nevoie. Mai întâi, pentru a găti sufleul, avem nevoie de 4 vase din acestea tip ramekin, vase ceramice rezistente la cuptor, pe care le vom unge cu unt la temperatura camerei și le vom acoperi cu zahăr. Avem nevoie de unt și de zahăr suficient cât să acoperim aceste vase. Apoi, pentru compoziția sufleului, vom folosi 4 ouă pe care le-am separat, 30 de grame de unt, 85 de grame de ciocolată, câțiva mililitri de esență de vanilie, 16 grame de făină, 30 de grame de zahăr și 160 de mililitri de lapte. Iar la final voi servi sufleul de ciocolată cu sos de ciocolată, pentru ca totul să fie și mai ciocolătos, pe care îl voi face din 15 grame de unt, 100 de grame de ciocolată cu lapte, am ales eu să folosesc, 80 de ml de smântână dulce pentru gătit și un praf de sare. Voi pregăti mai întâi vasele ramekin, după cum spuneam, o să le ung cu unt la temperatura camerei. Și o să mă asigur că sunt foarte bine unse cu unt. Am terminat de uns toate cele 4 vase, iar acum voi pune într-unul dintre ele zahăr și îl voi răsuci pe toate părțile până când este foarte bine acoperit cu unt, punând excesul de zahăr în următorul ramekin. Cam așa arată. Pentru sufleul de ciocolată va trebui să facem un sos beșamel, care practic va fi baza sufleului nostru. Pentru asta am pus la încins o creață din acesta cu fund mai gros, în care voi pune untul pe care vreau să se topească. Peste untul topit voi pune făina și voi amesteca foarte bine. Se va îngroșa. Și voi adăuga treptat laptele fierbinte. Uitați că sosul meu beșamel deja începe să se îngroașe. Am adăugat tot laptele și voi continua să amestec. Sosul beșamel este gata, s-a îngroșat, cam așa arată el. Acum voi opri focul, voi adăuga bucățelele de ciocolată și voi amesteca până când toată compoziția se omogenizează foarte bine. Am transferat sosul beșamel amestecat cu ciocolată într-un bol pentru ca el să nu se mai evapore din cauza căldurii pe care o emană crața și peste el voi pune ouăle, gălbenușurile. Voi amesteca foarte bine. Și voi pune și câteva picături de esență de vanilie. Eu am o esență de vanilie cu unt. Voi amesteca până când totul se omogenizează. Am terminat de amestecat aici gălbenușurile împreună cu beșamelul și ciocolata. Totul a ieșit foarte uniform. Este momentul să bat albușurile spuma, așa că am pus albușurile în bolul acestui mixer și le voi bate foarte, foarte bine până când nu mai cad din bol. A
Am bătut albușurile foarte bine până când s-au făcut așa mici rămășoare. Și acum voi adăuga zahărul treptat și îl voi bate până când se dizolvă complet și ce am aici în bol se transformă într-o bezea. Am terminat de făcut bezeaua. Asta este consistența pe care o are ea la final. Acum voi adăuga treptat din acest amestec peste bezea și voi amesteca foarte bine cu mișcări ample, astfel încât să nu se lase bezeaua. Voi proceda în felul acesta până când incorporez ambele compoziții. Am terminat de amestecat compoziția pentru sufleul nostru, așa arată ea la final. Acum o voi turna în vasele ramekin. Nu le voi umple chiar până sus, pentru că de fiecare dată când fac sufle, mi se pare că o să dea pe afară și stau cu grijă lângă cuptor. Le voi umple pe toate. Am pus compoziția în vase de ramekin. Acum voi lua de jur împrejur și voi curăța marginea. Le voi băga în cuptorul încins la 200 de grade pentru 15 minute sau până când sunt frumos crescute și pufoase. Cât timp se coace sufleul, putem să facem sosul de ciocolată delicios cu care vom servi acest sufleu. Am pus pe foc o crătișoară cu fund dublu și voi pune în ea untul, care va începe să se topească. Îl voi topi. Voi adăuga și smântâna. Voi pune praful de sare, bucățelele de ciocolată și voi amesteca până când totul este foarte bine omogenizat și transformă într-un sos. Dragii mei, tocmai am scos sufleurile cu ciocolată din cuptor. Așa arată ele acum, deja au început să se lase, pentru că așa sunt sufleurile, imediat ce le scoți din cuptor, ele încep să se lase treptat. Iar acum, pentru a-l servi, îl voi tăia în mijloc și voi pune sos de ciocolată. Pentru a-l servi. Și acestea au fost sufleurile mele cu ciocolată. Sper că v-a plăcut rețeta și că o veți încerca. Și dacă da, vă invit să vă urmăriți pe Facebook, să subscribe canalul meu de YouTube, gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună! Sufle cu vanilie, puteți să o încercați pe asta, iar pe aceea. Și voi pune în ea untul, care îl voi lăsa să se topească. Mai devreme, de ce ești așa bine? Un sos beșamel care va prezenta, va fi pentru sosul beșamel, nu? În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici. Și aici! Pa, pa!